Salutare, toată lumea, sunt Xdemon King, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival pe Play Minecraft România. După cum vedeți, sunt în camera cu chesturi, deoarece vreau să vă arăt. Îmi pare rău că n-am mai postat, dar din păcate nu mi-a prea mers calculatorul, a trebuit să-mi iau un încărcător nou și n-am mai stat așa de on, am avut niște treabă. Bă, dacă ați văzut, am fost în live-ul lui Mr. Devil, does. Și ne-am zis la parkour, chestii, n-am filmat că, da, nu știu de ce. După cum vedeți, am mai făcut rost de niște piatră și niște stone brick, care l-am folosit, că vreau să vă arăt ce am făcut. Aici avem niște lemn, bine, aveam, ups, țără de lag, aveam un stack de lemne prelucrate, l-am folosit la casă. Am niște dărți și niște amestecături. Minereuri nu avem niciunul. Trebuie să mă duc la minar. Niște mâncare. Și după cum vedeți, mi se distrug toate ăștia de diamant. Deoarece Mr. Devil Gaming, când a luat ban, a avut toate diamantele la el. Deci da. Și după cum vedeți, chestul ăla, chestul ăsta, furnalul ăsta, nu pot să le folosesc deoarece furnalele lui Mr. Devil, care a luat ban, și chesturile ăla și cu ăla sunt al lui Jiru Ionuț, care și el a luat ban. Ăștia două nu pot să umblu în ele, dar sunt al lui Rareș. Și din nou lag. Hai să vă arăt ce am făcut noi la casa lui Rareș. Casa asta era lui Jiru Ionuț. Se pare că el a ieșit, deci cred că o voi demola sau voi pune o protecție și voi face o fermă. Să mănânc și o țără. Da, iarăși. O să am niște lag spike-uri, nu știu oare ce. Și holy crap, trebuie să astupăm asta. Nu vrem să cădem în ea. Să vezi. Așa. Da, cred că s-a dat durare la mine. După cum vedeți, aici e foarte frumos copacul ăsta, l-am făcut eu, dar... Da, mă, trebuie încă o slabă acolo, în fine. Nu putem intra în casă decât dacă spargem. Și a făcut el o fermă aici micuț în spate. Și am zis eu că ar putea să fac o, deci casa să fie așa de mare, să vină acolo să fac o cameră și acolo la fel, ca turnulețe, mă. Deci cred că ați văzut ce am mai lucrat eu la casă. Din păcate. Oricum o să vă arăt. Așa arată din afară. Am mai pus încă un etaj și am pus acolo stone brick-urile care arată șmecher. Dar mi se pare că nu e simetric. Știu, gata, știu de ce mi se pare. Da, am făcut o greșeală acum, dar nu mă duc acum să schimb. Etajul 3 trebuia să fie un bloc mai înăuntru. După cum vedeți aici în față că este blocul, este mai în spate. Dar ce mă gândeam să fac cu aici în față? Să pun niște dirt cu trapdoor să fac flori. Și da. Din păcate în videoclipul anterior am observat că când mergea foarte repede Minecraft-ul, când mergea foarte încet și nu e din cauza de la, nu știu ce s-a întâmplat, ori de la programul care filmez, ori de la YouTube. Da, deci îmi pare rău, n-am avut nimic de a face cu asta, adică eu când filmam mergea perfect. Și da, îmi pare rău. Acum să vă arăt și etajul 3. Scările și o să le schimb, o să mă uit eu pe YouTube să văd unele, un design mai șmecher. Da, că uite, ocupă mult spațiu și e cam enervant să le urci. Cam așa arată etajul 3, e simplu. Uitați aici, am făcut un balcon așa frumos. Și aici am făcut așa o fereastră. Și îmi pare rău dacă s-au de televizor pe fundal, dar sincer să fiu, n-am ce să fac din nou. Doar ce se uite fratele meu la desene. Și am decis să filmez acum cât timp e destul de liniște, deoarece mai cum nu e acasă. Da. Și îmi pare rău că a durat atât de mult să mai plătesc. Stai să văd ceva. Da, uite, mai avem 4 diamante. Exact, 4 diamante.
Și scuze că a durat atât de mult să mai postez următorul videoclip, dar sincer să fiu, n-am mai avut timp. Și mi se pare că mai avem, da, uite, mai avem Iron aici. Și da, o să le organizez chestiile astea, dar mai întâi să văd cum fac rost. Să văd dacă chiar au luat ban, dacă n-au luat să le spun să intre neapărat să ia. Și mi s-a revelat și a făcut un chest secret care l-am găsit. Deci uitați-vă, n-are nimic că am luat de tot, era important. L-am găsit între timp ce se pampeje și am văzut așa un bloc de pietriș. L-am spart să pun capul și am văzut ceasul. Deci, da. Ce mă gândeam să facem? Oh, mi-am morțit și piciorul. Ceasul ăsta e gol, care cred că o să-l scoatem. Am făcut tot aerul, nu facem cu hopere chestie și maker, dar se pare că nu prea mai a ieșit. Deoarece m-am mutat la un tutorial și găseam numai tutorial deja care îți trebuie multe, multe materiale. Adică complicat. Deci o să mă uit iarăși acum, după aia off camera, pe filmare. Filmarea o să fie maxim 15 minute, am deci ce să le fac de 15 minute, nu de 10. Și, da, nu știu cum am vorbit, dar nu prea știu ce să fac. Sincer, n-am planificat nimic. Știu ce să fac. Mă duc să tăi niște lemn. Lemnul de-l voi tăia va... Nu, mi-a venit o altă idee. Mă duc că am găsit acolo un baim de lemn negru. Voi lua niște lemn negru ca să fac un acoperiș. Dar totuși, din acoperișul ăla vreau cum ar veni în mijloc sau în lateral. Să lăsați în comentarii cum ați dori să fac așa, să iese un fel de turn cu un ceas. E, în turnul ăla cu ceas, o să fac, când o să fac rost, o să fac un beacon. Și da, voi trebuie să bat wither-ul. Da, în fine. Mi se pare că lumea folosește, lumea bate wither-ul numai în Nether. Da, și mă gândeam să fac rost de mult obsidian, fac aici o cămăruță, un fel de bunker și vă spawn acolo, deoarece nu vreau în Nether să zicem, unii folosesc chestia cu pistonul în bedrock ca să-l sufoce, să-l omoare mai repede. Da, eu mă gândeam să fac rost de armură bună și chestii, golden apple-uri și o să mă ajute și rare și mâine dacă apuc, dacă prind pe rare să fie pe Skype, poate îl sun și mai lucrăm la casa lui, mai lucrăm la casa mea, mai mergem la minat și poate să mai adăugăm niște persoane, nu știu, da, Mr. Devil și Jiru eu nu le-am dat afară, din păcate, și să vă duceți să vedeți și voi live-ul de la făcut Mr. Devil astăzi, că e destul de ok, să dați și voi un like, subscribe, comment la el, că merită. Da, și destul de amuzant, am făcut parkour, am făcut Skype PVP. Să vă uitați și la el, a fost caterincă, multă. Și da. După cum vedeți, acum stau să tai lemn. Tai lemn, tai, tai, tai lemn. Și am întrebat până și moderator dacă poate să scoate chesturile, zic că nu, că trebuie OP. Păi da, mă, frate, și eu cum scap de ele? I-am trimis, dacă e, să fac rost de cont de Skype a lui Zuz Andrei și să-i dau un mesaj cu problema mea sau să postez pe forum și dacă am, i-am trimis mesaj, dar se pare că mi-a spus un prieten că nu e Zuz cel adevărat. Da, îmi dă mereu mesaje cu CSGO. Și știu că Zuza adevărat nu ar face chestii din aștia, să nu fim și noi răi. Da. Peșteră. Deci, eu zic că casa arată destul de șmecher acum. Va trebui să... cum v-am mai spus, să face rost de mai multe diamante, să punem protecție acolo. Și vreau să punem protecție mai mult prin jur și să facem așa un fel de comunitate cu blocuri, magazine și chestii destul de șmechere, cum ar veni. Asta a început să arate aproape ca un bloc. Un bloc cu două etaje. Da.
Și Lynn, deoarece am fost cu Rare și a explorat și am văzut un fel de șop fără protecție. Bine, da, fără protecție. Și avea lână pe jos. Era jumătate distrus cu lavă și foc. Și am decis, am stins focul și am luat lână, toată lână posibilă. Am făcut rost de 26 de bucăți și tot aud un spider. Cred că e acoperiș. Fine. Vom lucra acum. De fapt, nu, stai, da, vom lucra la acoperiș de asemenea niște cobblestone. Vreau să fac cobblestone stairs. Asta e că jos. Și o să fac poate și un elevator, adică un lift. Să conecteze tot mai de sus de tot până jos de tot. Și chestia, cred că o să fac cu pistoane sau cu locuri de slime, dar nu prea avem locuri de slime. Să văd dacă găsesc la un shop, la un trade, poate. Da. Să spawnesc cam greu mobii pe serverul acesta și poate o să mă apuc de un alt server, ca Icila mi se pare că se numește, care se joacă Mr. Devil și cum alții și poate o să mă apuc pe la, nu știu, nu o să renunț complet la play. O, acolo era Spider-ul. În fine, cum vedeți, am destul de torțe pe aici puse și da, am făcut. God damn. Așa. Acum îmi pun o întrebare. Asta e din 98. Deci să sunt Eddie 98 joacă. Am întrebat dacă joacă destul de, va fi destul de ok atunci. Da, nu răspunde nimeni, deci presupun că da. O să-i dau un mesaj pe contul. Stem, cum ar veni asta? Nu, că așa ar veni prea în afară. Stați un pic, stați un pic, cobor de aici. Poate. Nu ne-am pus deloc bine. Poate, uite, așa va veni ceva destul de ok. Da, uite. De ce tot pomă așa? Și uitați-vă. Oh, God damn it. Așa. Dar arată destul de ok. Mâine poate o să mai filmez. Mâine seară. Când e mai multe liniște și o să fac, o să dea televizor mai încet. Și se pare că ne apropiem de sfârșitul acestui videoclip, de o să mă lucrez la acoperiș. Și de data asta o să lucrez, poate o să mă apuc și de minat odată ce intră și Rareș, că nu am chef să minez singur, sau dacă poate cer la empatic niște diamonduri sau niște resurse, pentru ce știu că el are. Mă, deci mă enervează scările astea. God damn it. În sfârșit. Oh, wow. Da. Poate. Ha! Oh, God. O spart pe asta și o pun. Da. Așa. Am avut niște probleme cu mouse-ul, iar la fel că mi iese din calculator, nu știu, mi s-a rupt un fir de la el și tot face fițe. Și mă gândeam să-mi cumpăr unul nou, dar nu știu deocamdată, să văd când fac rost de bani. Și mă gândeam să-mi iau un Nemesis Combo Pack, adică Combo Pack înseamnă că îmi dă și tastatura și mouse-ul. Deci asta va fi cea mai tare chestie și este la un preț destul de ieftin. Dar nu puteam să fac, mă, și eu fără să pun greșit. Așa, așa. Pac. Ai, 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 ai. N-am încercat să filmăm și iar de Bridges cu Mihaela, o fată. Se pare că nu prea a mers.
deoarece mie nu mergea să filmez, că aveam memoria plină la calculator. Deci, acum nu mai pot să filmez cu ea, deoarece e plecat în vacanță. O săptămână la mare, o săptămână la munte. Grozav. Deci, aproape tot o săptămână. Da, acum cred că se va pregăti să se ducă la munte. Norocoasă. Deoarece eu sunt încă prins aici, la mine, la mine în țară, ar veni în Anglia. Dar ce mai că mi-a și-a deschis un nou business, stai că meu nu poate să-și ia liber de la muncă, deci cred că voi sta aici. Ceva ce nașpa, destul de nașpa, foarte nașpa. Și ne apropiem de sfârșitul acestui videoclip. Eu sunt să dați și voi un like, subscribe, share și coment. Ne va ajuta foarte mult să facem și noi 20 de subscriberi. Și la 20 de subscriberi poate o să fac live, să văd dacă mergem, actionul, să fac live-uri. Și da, o să fac și eu live. N-am făcut, deci live-ul de o să-l fac, poate o să fie prima meu live și o să-l fac de o oră. O oră, așa la început. Da, o oră jumate, poate. Și dacă eu să sugerați voi ce minigame să jucăm, survival games, poate o să jucăm și o țară de survival. Și dacă vreți să mă apuc de o serie de Terraria, să-mi spuneți. Deci, eu sunt Examen King și da, ne auzim data viitoare. Bye bye!